Vine nămolul terapeutic de la Bala. De săptămâna viitoare, cei care vin aici pentru tratament pot face și băi de nămol. De ce nu mai avem nămol de la Bala? Întrebați-l pe viceprimar să se ocupe și el, sau pe viceprimari, pentru că sunt tineri. Eu îi pot duce acolo, le fac cunoștință cu primarul, cu directorul stațiunii și aș vrea chiar să se angajeze că într-o săptămână maxim aduc nămol de la Bala. Atât de bun pentru cetățenii orașului. Astfel, în cel mult o săptămână, nămolul terapeutic de la Bala se va găsi la ștrandul balnear de la Schiela. Îl cunosc bine pe primarul de acolo, de asemenea și pe directorul stațiunii. Va trebui doar să reglementăm problema juridică, să nu mai fim acuzați că mergem să-l furăm de la Bala. Dar vom rezolva problema asta și în maxim 10 zile vom avea vestitul nămol aici, așa cum spunea și domnul primar. Totodată, începând de astăzi, a fost dat în folosință și ștrandul pentru copii. După noi se dea drumul la apă. Îl umplu până la un metru, mai mult nu. Când îl umplu? În ziua respectivă astăzi. Să veniți după masă să vedeți dacă nu ești. Ștrandul termal aparține primăriei din Drobeta Turnul Severin, iar prețurile de la intrare sunt aceleași, 5 lei pentru adulți și 3 lei pentru pensionari, elevi și studenți. Apa din ștrandul de la Schela Cladova este balneară, concentrată, sulfuroasă, iodurată și clorurată și se schimbă săptămânal.